să fac pregătiri speciale pentru parasasul de un an al regretatului Florin Condurățanu. Am filmat în premieră acasă la familia marelui gazetar, care a căzut din picioare anul trecut și a murit în plină activitate la 78 de ani. Familia vrea să publice acum o carte cu toate articolele lui și cu scrisorile de dragoste păstrate din tinerețe de femeia care l-a iubit până în ultima zi. Am stat de vorbă și cu nepoțica lui Condurățanu, pe care o iubea ca pe ochii din cap și pe care o alinta Splendida. Lumea numelor străine, mă simt și eu un străinez, iau telefonul lângă mine și n-am ce număr să formez. Trăiesc fără speranță drama, că neamul meu acum e frânt, mi-e dor de tata și de mama, dar nu au număr la mormânt. Probabil când o fi să mor, am să vă caut în morminte un număr de interior. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte. Vă pup pe suflet, oameni calzi, harnici, deștepți, patrioți. Pentru mine o mare admirație a fost Florin Condurățanu. Despre tabloul ăsta, trebuie să spun că mereu când mă duceam la el în vizită, mereu îl vedeam, era primul lucru pe care îl observam la el când mă duceam la el. Șeful adjectivelor românești, chiar da. Că era un șef al adjectivelor. Chiar era, să știți. Te ducea la film? Sau era... zicea mai degrabă citești o carte? Mai degrabă citești o carte, pentru că așa au spus și părinții mei, că este ținea foarte mult de educație, adică voia foarte mult să fiu la fel de deșteaptă cum a fost și el. Dacă ai mai putea să-i spui ceva, ce poate n-ai apucat să-i spui, ce i-ai transmite, Eva, bunicului tău? I-aș transmite că ne e foarte dor de el. A fost o persoană minunată și o persoană foarte deșteaptă și... că l-am iubit foarte mult și încă-l iubim. Ai păstrat ca amintire vreuna dintre gecile lui? Asta este una dintre ele, da, sincer. Eu vreau să-mi-l amintesc viu. Eu nu vreau să-mi-l amintesc mor și așa mai departe. De-aia eu nu că am refuzat, dar pur și simplu am vrut eu să nu mă duc la mormânt să zic, aude, mor, nu. Eu am vrut să-mi-l păstrez, să-mi-l rețin viu, pentru că, na, e așa cum îl reținam eu, fericit, cu Splendida mea, cu așa mai departe. N-am vrut niciodată să-l văd mort. Câți ani ai tu acum, Eva? 40 ani. Mulți înainte. Și la liceu? Da. A apucat să te vadă la liceu, Țuțu? Nu a apucat. El a murit în timp ce eu aveam bachetul de clasa 8, adică fix în seara respectivă, el a murit. Am avut un incident tot în clasa 6, în care mulți colegi de mei strigau te pup pe suflet, adică nu știu, adică la momentul respectiv nu știam dacă era o chestie de bine sau de rău, ceea ce spun, dar eu mi-l am luat-o ca un lucru de bine. Ce fel de bunic era? Era sfătos? Îți citea povești? Îți spunea despre viața lui? Da, povestea foarte mult, îi plăcea foarte mult să vorbească și să ne povestească și asta mi-a spus și mie, mi-a spus, Eva, tu trebuie să vorbești în continuu, să povestești, fiecare lucru despre viața trebuie să vorbești în continuu. Când venea aici era locul și stăteam aici și el aștepta prima oară până când Eva să pregătea sau eu sau duceam bagajul la mașină, mergea acolo pe canapea să uita un pic la televizor, când simțea el că trebuie să plecăm, îl vedea odată că se ridica, spunea, haide să mergem, gata. Bea mai mult lapte decât bea apă. Un cappuccino comanda în vizită. Un cappuccino comanda când venea, cu un par cu apă. Da, cappuccino, pentru că asta era băutura care îi plăcea cel mai mult. Apă sau lapte? Lapte, serios? Lapte, da. El a băut lapte, cred că jumate din viață. Aici eram la Cununia Civilă. Eram chiar la Sfatul Popular, se numea. Câți ani aveați? Din Târgoviște, 20 de ani. Ați fost îmbrăcată în alb la Cununia Civilă? La Cununia Civilă, doar. Da, atât. E vreun motiv anume? Că nu mă pricep. Nu, niciun motiv. Ne-am hotărât foarte repede și nu mi-am mai făcut rochia. Interesant. Că nu era importantă rochia. Am făcut nuntă în casă religioasă, nu la biserică. Așa a vrut el. Acasă, da, a venit preotul? Da, acasă a venit preotul, la părinții mei, la Târgoviște, nu la București. Nu-mi vine să cred că a trecut un an de când am despărțit de Florin Condurățanu. Da, din păcate, și a trecut un an greu.
îngrozitor de greu. Eu îl aștept tot timpul, aștept să mă mut din nou în casa noastră. Eu am plecat atunci, n-am suportat. Am intrat în casă și mai mult de o jumătate de oră nu pot să stau, îi aud tot timpul vocea. El avea pentru mine un ton special. Îmi este foarte dor de el, că îmi lipsește enorm, că nu mă pot acomoda cu lipsa lui și de multe ori vorbesc cu el. Și că am așa o mare admirație pentru Răzvan, care săptămânal a fost și a vorbit cu el. Nu spune așa, vei fi atent aici. Zice, vrei să te simți bine dimineața când pleci la servici? Da. Te duci și îți cumperi ceva și îți pui ceva nou pe tine. În fiecare zi să ai câte ceva nou. O să vezi că o să te simți alt om și parcă și gândești altfel. El așa făcea? Da, așa făcea. Da. Da. Ce ați făcut cu toate lucrurile lui? Le-ați dat, da, cum e obiceiul? Le-ați dat de pomană? Dar nu toate mai avem. Cățuțul avea 4-5 șifoniere de haine. Deci nu vreți să vă știți câte sute de cămăși avea Țuțu, câte zeci de sacouri și de costume avea Țuțu, o plasă de cravate, o plasă de pantaloni, era, era ceva, cinci șifoniere de haine. Dar își făcea pe comandă gecile, ochelarii asortați? Da. Are 15, avea 15 perechi de ochelari. O parte din ea a plecat la Dana Balahura, unde și-a făcut toate perechile de ochelari, la cabinetul de optică. Da. Și vreau să spun că el de fiecare dată își făcea perechile de ochelari și le asorta cu sacourile. Sau cu cămășe, depinde. Ziceți-ne povestea cu roșiile. Deci s-a dus în piață la Băneasa. A venit cu roșiile. Eu seara a ajuns acasă, zice să mănânci roșii, că am găsit niște roșii teribile. Eu foarte amatoare de tot felul de zarzavaturi, că eu nu am fost niciodată un om care să mănânce carne. Eu zarzavaturi, tot felul de legume, fructe, aici eram. Și el îmi spunea cu bucurie chestia asta, știind că eu sunt o amatoare. Și zic eu, măi, ce bune sunt, extraordinare sunt roșiile, să mai iei mâine. Și așa întreacă, spălând roșiile, zic, dar cât costă? Zice, 16 lei. Acum 2 ani? Eu am rămas cu roșia în mână și am zis, nu, 16 lei, dar câte kilograme ai luat? Zice, un kilogram, să iau 16 lei. Zic, nu, nu se poate, Țuțule, cred că ai greșit. Și ea spunea, ai mai cumpărat ceva? Nu. Zice, nu am luat numai roșii. Dar cât era? Zice, în realitate, cât era un kilogram acum 2 ani? Că eu l-am lăsat să, tot m-am încercam să mă dumirez de ce e 16 lei. Și la un moment, el îmi explică, zice, măi, le-am luat de la o domnișoară foarte frumoasă care este în piață. Și zice, cum intru în piața Băneasa, cum sare de la teșe? Și vine domnul Condurățeanu, vai ce plăcere, ce bucurie, vă admir, poftiți, v-am pregătit roșiile. Și eu mă întorc de la chiuvetă și spun, cum să nu ți le pregătească, că peste tot roșiile sunt 4 lei. La banii ăștia putea să-i așa facă și un dans acolo pe teșghea. El foarte uimit, cum adică să-l păcălească aia pe el. Zice, mă, nu se poate, nu se poate. Zic, te rog să te uiți, să intri în primul supermarket și să faci puțină comparație și mâine să te duci și să-i dai 4 lei. El era boem, înseamnă că nu făcea el piața, nu? Nu făcea, nu. Dar ce-i plăcea să mănânce? Ce îi găteați? Să știi că în mod special îi plăcea salata de băf, îi plăceau mâncărurile cu sos, îi plăceau tocăturile, adică nu era un om amator de fripturi sau de cine știe ce finețuri. Mâncare gătită mai degrabă. Mâncare gătită, mâncare românească. Îi găteam un suflet de dovlecei, un suflet de conopidă care îi plăcea la nebunie. Tot timpul găsea ceva bun în ceea ce făceai. Niciodată nu te critica sau nu-ți făcea observație. Era un drăguț. E adevărat că aveți două joburi? Nu vă întreb câți ani aveți sau vă pot întreba? Da, nu pot. Sigur, pot să spun că am în toamnă împlinesc 78 de ani. Mulți înainte. Am lucrat în cercetare ani de zile și am trecut în activitate particulară.
Adică eu sunt farmacistă, mi-am făcut o farmacie greu și tot timpul mulțumesc celui de sus pentru energia pe care o am și pentru faptul că eu consider în continuare că activitatea te ține, te ține fresh și la minte și la încheieturi. Nici Țuțu nu voia să iasă la pensie. Nu, și Țuțu era aceeași fire. Aceeași fire. A spus cum să, el a ieșit la pensie. El nu și-a luat pensia ani de zile pentru că spune acum, adică toată lumea să zică că sunt un pensionar. Noastră ați, aveți la purtător elixirul tinereții veșnice. A, firea dumneavoastră asta veselă, ciripiți tot timpul. Asta e adevărat, eu sunt aveți momente de tristețe, momente de... Nu știu, mie mi se pare că singurele lucruri îngrozitoare în viață sunt moartea și boala. Apropo de chestia asta, pentru că spunea Răzvan, povestea cu faptul că el voia tot timpul să fie și să pară foarte tânăr. Avea foarte mulți pantofi frumoși de piele și la un moment dat, de vreo 2 ani, se încălța foarte mult în Adidas. Și își cumpăra tot felul de Adidas, Răzvan îi mai aducea ce Adidas care erau moderni. Și eu spun, mă, Adidas, te dor picioarele, de ce trebuie să mergi în Adidas? Că e o chestie care, după părerea mea, este atunci când te dor încheieturile. Vrei să... Nu, zice, este foarte tineresc. Uite-te cum se poartă, numai Adidas. Și toate perechile lui de pantofi, de piele și toate, acum le dăm de pomană. Chiar la mormântare, în ziua în care filmați, profesorul Beuran mi-a spus un lucru. Să știi că Țuțu ne suna și tot găsea tot timpul cât un subiect de discuție pe o anumită temă, dar de fapt care era problema lui. Aha, și da. Tot timpul el întreba se pe problema informa. Lui și da. Vorbea cu ei și cerea explicații și vrea să vadă diagnosticul care îl spunea fiecare în parte, ca el de acolo să-și facă un tratament în urma discuțiilor cu el. Era și la ceea ce spunea. Un pacient să exact. Facă ferire. Exact. Era un bopticior. Nu ținea la siluetă? Nu ținea la siluetă, nu îmi spunea cum pă... Mă, zic, Țuțule, totuși, carotida aia, că el avea o problemă așa, nu mai mânca atâta dulce. Zice, bine, atunci să-mi cumperi un sirop de smeură, dar vezi că este la jumătate și l-a amesteca cu lapte și totul la el era pe dulce. Absolut tot. Adică nu ținea cont de nimic, puteai să-i spui orice. El făcea... ceea ce simțea el că îi face bucurie. Nu voia multe medicamente, zicea și eu zic același lucru. Nu pot să iei 20 de medicamente de 3 ori pe zi, pentru că sunt cu efecte secundare, cu ficatul, cu bila și cu altele. Și el înțelesese povestea asta fiind fiul de medic, tatălui era medic, apropo, generozitatea, bunătatea și tot ceea ce avea Țuțu erau de la tatălui. Tatălui era un om de o bunătate și de o blândețe ieșită din comun. Bine, el îi iubea pe amândoi, în mod special pe mama lui o iubea. Și eu tot timpul îi spuneam, du-te, te rog, să spui un stent, du-te, te rog, și vezi ce se întâmplă, pentru că el nu se simțea bine cu o săptămână, două înainte. El îmi răspundea, cum răspundea de mulți ani, vreau să mor în picioare și la servici. Așa l-a și ajutat cel de sus să se și întâmple. L-a chemat pe Răzvan când i-a fost rău. Nu m-a chemat pe mine, care știa că sunt mai categorică și aș fi spus ne oprim la spital. Dar Răzvan i-a spus și Răzvan nu, în dragostea lui imensă. Să ne oprim în drum, dar da. Nu, lasă că tu știi că trebuie să ajung acasă, vreau să mă întind și după aia îmi revin și totul o să fie bine. Așa era Țuțu. Cine ne mai spune vă pup pe suflet? Nu mai spune nimeni acum vă pup pe suflet, voi înregistra vă pup pe suflet la OSIM. Și va rămâne vorba asta lui Țuțu și așa cred că o să va numi și cartea. Va fi o carte care va fi despre Țuțu, despre apropiații lui Țuțu, articolele lui Țuțu care au fost și așa își vrea să numesc cartea, Vă pup pe suflet români. Eu i-am făcut, i-am tăiat foarte multe articole. A, ce frumos. Din ziare, că îi spuneam lui, scrie o carte. La un moment dat se umpluse sertarul ăla, este și acum plin, și am zis, măi, eu să știi că arunc astea de aici, pentru că tu dacă nu scrii, eu ce să fac cu ele? Și a zis, nu, lasă-le acolo. Ce bine că le-ați păstrat. Da. Și asta. În Sicriu, când a plecat... Da, era scrisoarea unei doamne,
în vârstă, foarte drăguță, care a venit și a spus, nu l-am cunoscut personal, dar l-am admirat atât de mult încât i-am scris o scrisoare. El a avut și a făcut, știți că a făcut foarte mult bine și sărea în ajutorul oricui și nu numai el, marii lui prieteni. El a avut mari prieteni, profesorii, cei mai mari profesori de medicină ai României erau prietenii lui. Au venit și la înmormântare, mare lucru, a fost un pelerinaj al unor oameni de valoare din toate domeniile, cum rar am văzut în România. Oameni de valoare nu vedete, că este o diferență la mine, care am vârstă, eu fac o diferență între vedete și oameni de valoare. El avea prieteni numai oameni de valoare. Vreau neapărat să vă adresez mulțumiri pentru că la mormântarea lui, cu o jumătate de oră înainte de a fi dus la capelă, dumneavoastră mi-ați pus o întrebare foarte generoasă și extraordinar de omenoasă. Mi-ați spus, doriți ceva în mod special? Nu știu dacă vă amintiți. Mi-amintesc, sigur. Da? Iar eu am spus, aș vrea ca el să plece pe versurile în fundal, pe versurile lui Adrian Păunescu, pe care le iubea teribil. Iubea poezia lui Adrian Păunescu. Nu știu cum s-a întâmplat, deci eu eram atunci foarte bulversată, foarte impresionată, nu știu foarte mult, dar în momentul când am ieșit din biserică și am auzit poezia lui Adrian Păunescu, v-am fost extrem de recunoscătoare și dumneavoastră și domnilor operatori. Ochii lumii plângând că am fost. N-ați văzut câți jurnaliști au fost din câte generații, toți care au învățat ceva de la el, toți care au lucrat cu el, era chiar un om deosebit și dispariția lui n-a luat pe toți prin surprindere și probabil că am simțit cu toții nevoia să facem un gest de iubire, de afecțiune față de el, măcar atunci, la marea despărțire. Da. Povestiți-mi cum ați păstrat scrisorile din tinerețe cu care v-a cucerit. Da, m-a cucerit. Eram studenți când ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut la o reuniune studențească, așa se numea atunci. Și el îmi scria, eu plecam în vacanțe la Târgoviște și el îmi scria. Deci noi am fost despărțiți o perioadă și ne-am împăcat. Au mai durat 28 de ani, moment în care eu niciodată nu mi-am amintit că într-o casetă, îmi pare rău că nu am adus-o și e foarte frumoasă, într-o casetă metalică, eu am toate scrisorile din vacanțele pe care le petreceam la părinții mei. Este unul din regretele mele, am mai multe, dar ăsta este unul. Nu i-am spus, uite, nu i-am mai arătat acele scrisori să se vadă că de fapt el era foarte talentat și un om al metaforei de când era foarte tânăr, de la 20 de ani. Poate că am să public și acest, cu toate că e o treabă mai intimă, mă gândesc încă dacă le voi publica, dar îmi pare foarte rău că lui nu i-am arătat și nu i-am spus, uite, eu am păstrat scrisorile astea de acum 60 de ani, 50 și ceva de ani și uite cât erai de talentat. De mic. Și cel de tânăr. Exact, de când era tânăr, scrisorile sunt extraordinar de frumoase și pline de coloratură, adică nu sunt niște banale. Dar era sincer atunci când făcea era atâta sincer, complimente, da, vorba numai în metafore. Era sincer. De multe ori a fost confundat că este un curăr, că este un... Nu, el făcea niște complimente și femeilor nu foarte frumoase, dar care erau deștepte, deci lui îi plăceau teribil oamenii deștepți. Al doilea regret pe care îl am este că eu niciodată nu m-am exprimat. N-am spus așa cum el spunea despre colegii lui. Punea mâna pe telefon și spunea, vai ce bine ți-a ieșit, vai ce... Adică era generos. Da. Era din fire generos. Nu era invidios, nu era. Eu n-am făcut-o niciodată, cu toate că mi-au plăcut foarte multe emisiuni. Și probabil că el ar fi apreciat chestia. Nu știu, mie mi se părea că să-i este spus normal că v-a plăcut ce-a ca eu, exact, ca eu să-l admir.
mi se părea de la sine înțeles. Din nefericire, când pleacă cineva, atunci îți aduce aminte de foarte multe lucruri pe care nu le-ai făcut și ai fi avut posibilitatea și lui ar fi plăcut foarte mult, ei fi făcut o bucurie. Mulțumesc mult că ne-ați primit și aici, printre amintirile dumneavoastră. Greu este să te aduni și să poți să vorbești de ceva care te doare foarte mult. De mult voiam să vă mulțumesc și el vă aprecia foarte mult. Mă bucur, mulțumesc. Da, vă aprecia ca un om foarte inteligent și o doamnă foarte frumoasă. Mulțumesc. Vă pup pe suflet, oameni calzi, harnici, deștepți, patrioți. Da, sâmbăta viitoare are loc parastasul de un an, Dumnezeu să-l odihnească.